susțin punctul de vedere potrivit căruia a făcut poliție politică. Tremur de frică. Dar știi cum? M-am așezat pe bordură în fața casei și am plâns 2 ore. Să zgâlția cămașa pe mine. Dar mi-am revenit când am fost informat că atunci când era la școală, prăpădita asta era agățată de colegi în cuier. Nu mi-era frică de tot ceea ce făceam nici când eram una. Acum suntem 2. E și gravidă la ora actuală, în 4 luni, dar nu cu soțul ei, ci cu Cosmin Gușe. În continuare, domnul Vadim Tudor a spus: păi da, eu pot să cobor la mintea, la mintea ăsta, bă, dar nu se poate așa ceva, această rupătoare de bilete de circ, la Vinia Șandrama, a lui Gușă, domnule. Păi da, se poate, doi, să fiu eu senator, să fiu pus în această situație. La care Lavinia Șandru a spus: domnul Vadim, eu nu te-am jignit, eu am spus doar că ai fost securist. Atât am spus. La care Corneliu Vadim Tudor nu s-a mai putut abține și a răspuns: dragă, ai noroc că eu sunt creștin, că ți-aș trage 2 palme. Dar așa nu o fac. Păi le-au pus să strag palme. Dar nu se poate așa. De ce dai, securistule, de ce dai? Eu am informații clare. Am informații clare. De unde? De la biroul de informații al gării. Cățelul. Acolo unde au sediul partidului. De acolo ai informații. Asta iată, domnul Vadim, microfilmele pe care sunt toate dosarele securității. Da? Domnul Vadim, tu știi ce-i pe microfilmele astea? Știi ce-i pe microfilme? Microfilme porno cu Gușă! Cu Gușă! Mințiți, domnul Vadim! Nici măcar nu știi ce e acela microfilm! Serios? Este un film foarte mic! Dar ce-i trebuie lui Gușă un film mai mare? Că el încapă pe 16 mm, gol când e el, și mai rămâne și loc, mai rămâne! Am aici dovezi suficiente. Pentru a dovedi seriozitatea informațiilor sale, domnul Corneliu Vadim Tudor a apelat la colonelul de securitate în rezervă, Soare Gheorghe, în vârstă de 86 de ani, care, aflat la conferința de presă, s-a ridicat în picioare și a spus: domnilor și domnilor, iată o nouă victimă a dosariadei. Dăm urgent legătura la... mă rog, Viorele, ai legătura. Mulțumesc, Lavinia, mulțumesc, Cornel. Bună seara, dimineața sau ziua, dragi telespectatori. Am pierdut noțiunea timpului de când stau aici în fața sediului CNSAS, casa diavolului, cum mi-a spus poetul Mircea Dinescu, așteptând ce nici eu nu știu să se întâmple ceva. E duminică și să sperăm că în România mai există turnători, altfel ajung iar la reportajele de la morgă sau pe gardul din strada Zambaccian. Se pare că vom avea puțină mișcare aici din sediul CNSAS, senatorul Mervestoi, intrat. Nu înțeleg. Nu este adevărat, nu am făcut poliție politică. Sigur, sigur, nimeni n-a făcut, nimeni. Domnul senator Mervestoi, pentru televiziune, o declarație. Sigur, regiunea autonom maghiar secuiesc așa cum nu înțelege. Nu asta, nu asta, mulțumesc frumos. Deci vă rog frumos să spuneți ce v-au spus înăuntru. Dar ce nu au spus, pot să spun mai ușor. Verde și uscate, cum spune proverbul român. Verde și uscate, numai minciuni sprundate au spus. Deci sunt minciune aserțiunile că dumneavoastră ați turnat cât erați inginer la Reșița? V-ați turnat colegii la Reșița? Aserțiune, cum spuneți, e adevărat, pentru că nu aveam cum să nu torn dacă eu am fost inginer siderurg. Atunci acum nu torn, dacă toată ziua nu mai tornă. Și la Reșița am turnat, apoi la Timișoara și pe urmă în toată țara. Dar asta nu este un glumă. Asta eu am turnat. Dacă vreți, într-adevăr, să spun ceva care îmi rode sufletul și care eu scol noaptea și spun: te hâie mic și înaltea, te... Adică, măi, tâmpitule, cum ai putut să faci așa ceva? Asta este faptul că eu am turnat-o pe Ceaușescu. Cum? Cum? Ați turnat pe Ceaușescu? Am turnat pe Ceaușescu în bronz, în mărime natural, și acum, în loc lumea se dea jos să-l tupește, ai dus la Dinel Staicu, care a cumpărat, ce ai vândut, 3 jucători de la
Craiova și cumpărat statuia, este în muzeul la Scorne, chiar și acum, rușine, este numai ce au. Iată dezvăluire senzațională de aici, de la Casa de Apă. Afară! 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 Mi-ați falsificat dosarele, mi-ați falsificat tot, absolut, e un scenariu, domne, mie să-mi dea microfilmele, să vină la mine așa, Andru, să vină Guță! Dar ce să fac cu Guță, domnule, de potavarde, de manele, acum? Nu, băi, nu, Cosmin Guță, antisecuristul. De ce mă faci? Așa, antisecurist? Acum știu. Și dumneavoastră sunteți, mă, securistule. Băi, fii atent cum vorbești cu mine, că acum nu știu ce-ți fac. Eu apelativ am spus, cum ne spune și ție și mie, măi, securistule, măi. Așa dar este. Dar nu-i corect. Eu nu știu, eu nu știu să fi fost. Dacă m-a făcut ei în lipsa mea, asta e altceva. Dar eu nu știu, nu știu să fi fost securist, n-am cum. Nu știu, n-am făcut poliție politică, n-am semnat nimic, na. Nici eu nu am semnat, sau se poate că am semnat în limba română, dar nu în maghiară, eu nu am semnat. Dar, domnul deputat Berbeceanu, au dovedit că ați semnat, au dovedit? Și ce? Aveam 10 ani. Ce știam eu atunci, ce semnez eu acolo? Bine, dar aveați cel puțin 7 ani de acasă, nu? Nici măcar, nici măcar. Îmi spun un secret. La 5 ani a venit securitatea la mine acasă și m-a luat de acolo și m-a dus și m-a drogat. Și m-a drogat, și m-a drogat. Cu ce v-a drogat securitatea, domnule? Cu ce? Cu banane, cu portocale, cu bomboane, cu ciocolată. La 14 ani m-a drogat cu o bicicletă. Adică v-a plătit? Cum v-a drogat? Ce bicicletă ai? Drog, domnul deputat? Este. Dacă ți-o dă puțin și după aia ți-o ia înapoi, este drog, devine dependență, de dependență. Așa este. Are dreptate, domnul colegă, securistule, că și pe mine ai drogat. Cu ce? Cu ce, domnul senator? Foarte grav, cu sex. Pe mine numai și numai cu sex. Nu înțeleg, v-a dat securitatea sex? Nu a dat. Mi-a luat sexul. De câte ori eu am avut o fărâmă, cât de puțin sex, a venit securitatea și i-a luat. Dați-vă seama, ca inginer turnător, cât de greu este să fii ungur, singur și fără sex. Extraordinar, dar au dovezi, au note informative semnate de dumneavoastră. Bun, și ce dacă au? Și ce dacă au? Uite, să-ți dau un exemplu, da? Dacă vă rog. Să văd cum ți se pare, na. Uite aici. Cetățeanul Relu Mardare este un model de comportare în societate, na. Nu îl înjură decât pe tovarăș Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu și numai de mamă, na. Da. Deci, păi, asta e caracterizare, bre, nu informare. Ce așa vorbești? Este. Și eu la fel. Dacă a întâmplat odată ca să spun că am turnat și am semnat ceva, este, dar numai străini. Niciodată eu, de exemplu, numai... Ce străin? Ce străin, domnul Merveștoi? De exemplu, unul Popescu, care avea o gură mare, nu mai pe înjurat și asta, unul la Marie, băiat bun, dar tot cu beutura la servici, și a mai pus Popa Ionescu, tot așa, care locuia acolo. Dar niciun maghiar, eu numai din patriotism m-am turnat. Niciun maghiar! Prindeți-o! Vă rog frumos, dați-mă în exclusivitate între cine a fost? Fantoma securității. Asta e umblă aici de când a început de conspirarea. Așa? Și de ce are urechile alea așa mari? Pentru ca să ne poate auzi mai bine. Ia, măi, tu ai drogat, măi, blestematule! Tu ai pornit! Prindeți-o! Iată, spectatori, evoluție extraordinară. Stați pe aici, că vor veni nume foarte importante. Cine? Cine? Iliescu, Băsescu, Tăricianu și alții. Foarte important. Dar dumneavoastră cine sunteți? Eu sunt cel care își bagă coada atunci când lucrurile sunt bune și le transform într-o panoramă care vine să-ți arăt. Dați-mi în exclusivitate, vă rog, un interviu. Vă rog, un interviu în exclusivitate. Vă rog, un interviu. La cene sa s-am fost chemat. Da-di-da-dom, da-di-da-dom, da-di-da-dom. Dar știu că am turnat, dar m-au forțat. Da-di-da-dom, da-di-da-dom, da-di-da-dom. Părăsc sau nu părăsc, dar eu părăsc de când mă știu. Da-di-da-dom, da-di-da-dom. Am vrut sau nu am vrut, azi nu mai vreau, dar-i prea târziu. Oficial am scris de bine, oficial de bine, oficial.
că sunt penibil, fiindcă eu, singur eu, mi-am turnat vecinii o. Dar Secu mă asculta și telefonul în noapte suna. Scriam mereu, dar nu chiar pe bune, că faci rost de carne, cafea și alune. Textul îl știu pe de rost, scriam despre tine că ești bun și prost. Mă, cum ai putut, mă, să ai sânge rece, să scrii ce-n jura, mă, la o bere rece, mă. Păresc sau nu păresc, dar eu păresc de când mă știu. Am vrut sau nu am vrut, azi nu mai vreau, dar-i prea târziu. Oficial am scris de bine, oficial de bine, oficial de... Spui la nimeni, oh, oficial am scris de bine, oh, dar-n secret de rău de bine. Te rog să nu mai spui la nimeni. Am ciripit.